O persoană mi-a adresat următoarea întrebare. Am o problemă, mă stăpânește un duc de frică. Mă tem de toate lucrurile. Cum pot scăpa de frica aceasta care mă apasă? Eu sunt pastorul Vasile Filat, pastorez Biserica Buna Vestire din Chișinău și răspund online la întrebările oamenilor care vor să găsească soluții la problemele cu care se confruntă ei, la situațiile grele din viață, dar vor să găsească soluții dumnezeiești, vor să știe cum să procedeze potrivit cu Biblia, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Bine, când ați scris aici că mă stăpânește un duc de frică, eu nu știu, m-am gândit nu cumva să fiți afectată de vreo învățătură rea de asta, care învață că draci sunt în toate, draci, și ăștia la toate lucrurile le prescriu dracilor și se văd îndrăciți din toate. Dacă au frică, atunci vine de la draci, dacă le au lene, duc drag de lene, drag de frică, drag de... Și așa că eu aș vrea în primul rând să mă asigur că lăsați învățătura asta la o parte, pentru că nu este una sănătoasă, este una rea și care numai rău vă face dacă cumva credeți în astfel de învățătură. Nu mă voi opri prea mult aici, doar să vă spun să respingeți astfel de lucruri și învățături. Alta, trebuie numai decât să stabiliți de ce vă este frică. Luați un carnețel, puneți carnețelul acela și meditați bine la asta. Da, puneți-vă întrebări, adresați-vă întrebări și apoi dați. Asta înseamnă să te cercetezi singur. Și dați-vă răspuns la întrebările astea. Prima întrebare este de ce îmi este frică? De cine îmi este frică? Ce provoacă frica asta? Pune și răspunde deplin la întrebarea asta. Dă un răspuns deplin, pentru că până nu înțelegi care sunt cauzele fricilor pe care le ai, nu te poți elibera de ele. Deci, de exemplu, mă tem de cutare și cutare om. Mă tem de viitor. Mă tem că nu voi încheia școala. Mă tem de viitor, mă îngrijorez că nu voi avea cu ce să-mi hrănesc copiii. O femeie care a rămas divorțată, a rămas cu copii, nu știe, se teme că nu se va mai căsători sau nu știu, care sunt fricile tale. Pune toate fricile astea jos acolo să știi care sunt ele. Și iată, de exemplu, uite ce spune la Proverbe, capitolul 29, versetul 25. Acolo e scris așa: frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Deci fii atent, frica de oameni este o cursă. Eu nu știu, ai frică de oameni sau, dar presupun că cea mai mare o ai tot de oameni. Sunt cineva oameni care îți provoacă frica. Dar, uite, frica asta este o cursă. O cursă rea, o capcană, asta înseamnă, o capcană în care ești prins și ești chinuit și ești torturat și te afli acolo. Și din câte văd, deja ești, te afli în cursa aceasta. Frica de oameni este o cursă și asta ți-o stricat total calitatea vieții, nu te poți bucura de viață din pricina fricii pe care o ai. Trebuie să te eliberezi din frica aceasta ca să te poți bucura de viață, să te poți bucura de relații, să te poți bucura de ceea ce îți dă Dumnezeu. Și vezi, aici spune, cel care se încrede în Domnul nu are de ce să se teamă. Deci, care este soluția pentru a depăși frica asta de oameni? Să te încrezi în Domnul, credința în Domnul. Trebuie să-ți crească credința. Cum? De unde iei credință? Credința vine în urma auzirii și auzirea vine din cuvântul lui Dumnezeu. Deci ai o mare, disperată nevoie să începi a citi Biblia. Medicamentul tău principal, cel mai important medicament pentru ca să te eliberezi de frică, este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, atunci când vei înțelege Biblia, și este important să o înțelegi, când vei înțelege mesajul Bibliei, Dumnezeu îți va da credință, credința ta va crește și credința te va elibera de frică. Vezi cum spune, cel ce se încrede în Domnul, deci care are credință, n-are de ce să se teamă, nu are teamă omul acesta. Iată, când eram în Mongolia, am făcut un seminar. Iată, acum, de grabă, voi merge iar în Mongolia, dar când am fost în Mongolia, am făcut un seminar în care am predat lecția 4 din cursul acesta. Și cursul se numește... nu, m-am greșit. El nu ăsta. Cerul, iadul și viața de după mormânt. Hai, o clipă, să văd dacă îl găsesc. Să vă la red pe ăsta. Iată, nu. Unde fi eu? Da, l-am găsit. Iată. Deci cursul este intitulat Cerul, Iadul și Viața de după moarte. Și aici
Sunt 6 lecții, dar în lecția șasea este despre ce se întâmplă cu omul credincios, cu creștinul după moarte. Și la începutul lecției eu am pus o întrebare la tot auditoriul cel mare de oameni care au venit, mulți, sute de oameni acolo au venit, am întrebat cât de mare este frica dumneavoastră de moarte, cât de mult, iată pe o scară de la 1 la 10, cât de mult vă temeți de moarte. Și unii au strigat 10, 9, 7, cel mai mic îmi pare că a fost 6, mai jos de 6 nu a fost, 6, au zis. Am studiat lecția asta toată în întregime, ne-a luat ceva timp până am studiat-o și când i-au văzut ce se întâmplă cu creștinul după moarte, ce implică moartea și așa mai departe, la urmă am întrebat, după ce am încheiat lecția, am zis, spuneți-mi vă rog, de la 1 la 10, pe aceeași scară, cât de mult vă temeți acum, după ce ați studiat lecția asta, cât vă temeți voi de moarte? Și unul din sală strigă, zero, altul, zero, 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 extraordinar, oamenii nu le venea a crede că așa o schimbare a avut loc, ei au fost eliberați de frica de moarte, pentru că au înțeles ce este moarte și au înțeles unde pleacă ei, ce viitor au ei. Oamenii încântați de efectul pe care l-au avut studiul acela de 2-3 ore cât am studiat noi împreună, așa un efect a avut. Iată, așa efect are cuvântul lui Dumnezeu când noi îl cunoaștem. El ne eliberează de frică, de oameni, de alte lucruri, de numai, nu știu ce, de ce nu au oamenii frică. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă credință și credința ne eliberează de frică. Am aici un manual care așa și se numește Eliberarea de frică. E liberarea de frică și eu tare mult vă recomand manualul acesta. Dacă intrați pe pagina de internet shop.eurasiaprecept.org, intrați acolo și acolo găsiți și manualul ăsta, Eliberarea de frică și Cerul, Iadul și Viața de după mormânt și veți găsi multe alte manuale. Dar eu mai ales vă recomand acestea două ca să le studiați și în felul acesta să vă eliberați de frică. Pentru că nu este bine să trăiți cu frică și nu trebuie un creștin să trăiască în frică, apăsat de frică. Nici un om nu trebuie să trăiască apăsat de frică. Trebuie să ai pace și liniște, să înveți să ai pace, liniște, să înveți să-ți încredințezi soarta în mâna Domnului, că El va lucra, să încredințezi toate lucrurile atunci când vin îngrijorările, să nu te îngrijorezi de nimic, ci în toate lucrurile să-ți aduci cererile tale la cunoștința lui Dumnezeu și avem promis că pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, ne va păzi gândurile și inimile în Hristos Iisus. Dumnezeu să te ajute, dar hai roagă-te împreună cu mine la încheierea acestui video. Hai că să ne rugăm pentru eliberarea asta de frică. Doamne, îți mulțumesc că mă iubești. Îți mulțumesc că m-ai creat, mi-ai dat viață pe acest pământ. Și, Doamne, te rog să mă eliberez de fricile pe care le am. Eliberează-mă, dă-mi pace, liniște și bucurie în inimă. Ajută-mă să fiu un adevărat ucenic al Domnului nostru Isus Hristos. Să cred în toată inima, să mă pocăiesc, să urmez calea ta și să am parte de moștenire în împărăția ta. Te rog, Doamne, descoperă-mi cuvântul Tău, descoperă-mi Biblia, ajută-mă să studiez în mod sistematic, în fiecare zi și să nu mai am frică, ci să am bucurie, să am pace, să am speranță, să am dorință de a-ți sluji ție, să am bucurie din tot ceea ce fac. Te rog, ajută-mă, Doamne, în privința aceasta și ferește-mă ca să nu mă tem nici de oameni, nici de moarte, nici de viitor, nici de un alt lucru, ci să-mi pun toată încrederea în Tine. Te-am rugat în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aveți multă pace și niciodată frică.